Bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Astăzi plecăm. E o zi minunată. Soare. Vezi? Vezi, mami? Ai zis bună dimineața? Da, bună dimineața! Uite, o să-mi fie dor de Mangalia. Superb oraș. Recomand stațiunea cu foarte mare drag. Cu cel mai mare drag. Din punctul meu de vedere, există doar Mangalia. Bine, sunt și altele, nu vreau să fiu altfel, dar cea mai elegantă stațiune am fost ieri și în Vama Veche, și în Saturn. Nu se compară, net superioară. Net superioară Mangalia, elegantă. Ia uitați, o pisicuță. O pisicuță în Mangalia. Nu am văzut în 2 săptămâni decât o singură dată un câine vagabond. În schimb, am văzut foarte multe pisicuțe. Frumusețe, sunt foarte blânde. Foarte blânde sunt. Ce faci, mami? Ce faci? Uitați-vă acolo în zare, departe, departe, adică nu departe, la capătul străzii este portul. Deci locația a fost super tare. Am venit aici până la piață ca să mai luăm niște struguri de Hamburg, pentru că la noi în zonă încă n-au apărut. Vrem să avem niște struguri, ne facem provizii de struguri de Hamburg. Am fost la piață, am luat ceva struguri, ia uite ce terasă mișto. Vezi, mami? Terasă superbă. Și cum spuneam, o să ne fie dor de Mangalia, deja suntem nostalgici. La anul, dacă ne ajută Dumnezeu și totul e în regulă și am dorit să mai revenim. Să... Nu, mami? Așa. Foarte interesante trotuarele aici și străzile sunt atât de late. Minunat. Azi o să fie o zi super tare de plajă. Cofetăria Amicii, patiseria Amicii din zonă, pe care o recomandăm cu extraordinar de mare drag. Cele mai bune prăjituri și plăcinte și torturi aici le găsiți. Amicii.